Salut, Nușa! Te salut, Cristian! Și salutăm pe cei care ne urmăresc din nou diminețile și o să ne urmărească și seriile. Sperăm! Vă așteptăm! Cu încredere, cu drag! Mi-a plăcut inspirația ta de aseară și de astăzi de dimineață legată de sau despre dezamăgire. Un lucru cu care ne întâlnim, cu care ne confruntăm și... La tot pasul. Da, am trăit-o cu toții și asta este cumva, până la urmă, ceva care face parte din viețile noastre. Știm asta și cu toate acestea suferim. Și suntem dezamăgiți în continuare. Da, și reușim cumva să facem ceva, astfel încât reușim să ne dezamăgim în continuare. Pe undeva e și bună dezamăgirea asta, pentru că ne trezim la realitate, ne... întoarcem la a vedea ceea ce poate am ignorat. Până la urmă, cum pornește dezamăgirea asta? Ce facem noi de reușim să o generăm atât de repetat în viața noastră? Dezamăgirea, așa cum zicea unul dintre maestrii mei, este atașamentul de un anumit viitor prestabilit, de un scenariu fix legat de cum să se desfășoare un anumit eveniment, o anumită întâlnire, un anumit comportament al unei persoane. Păi deci... și atunci ce să facem? Că am auzit asta destul de des. Să nu mai avem așteptări, țeluri, obiective, să renunțăm la ele? A avea un țel, a avea un obiectiv, a vrea să înțelegi niște lucruri, este firesc, este natural. Doar aici e o mică virgulă care eu aș pune-o. Să rămânem flexibili în aceste idealuri, în aceste așteptări, în aceste dorințe ale noastre, pentru că sunt anumite momente în care contextul sociocultural, economic sau cum mai este, nu permite ca ceea ce ne dorim noi să se întâmple exact așa cum ne dorim, exact așa cum am făcut noi acel scenariu. Dacă rămânem fixați că lucrurile se întâmple doar așa, că persoana cu care ne întâlnim, de exemplu, trebuie să se comporte și să-mi ofere exact ceea ce m-am gândit eu și am așteptat și mi-am dorit, iar celălalt, evident că nu face acel ceva, voi fi dezamăgit. Adică... În LP există o paradigmă, spune destul de clar că nu există eșec, ci numai feedback și mă gândesc cumva... Fix la asta, dacă e un lucru important pentru noi, țelul, scopul, obiectivul, e important ar fi să luăm în calcul și ceea ce ar putea să apară, elementele surprinzătoare. Managementul de proiect, de exemplu, sunt prevăzute situații neprevăzute. E, ar fi cazul să aducem acest tip de management de proiect și în viața personală, adică în sensul să avem mai multe scenarii de posibilitate pentru viitor, pentru întâlnirea respectivă, pentru proiectul respectiv. Pentru că dacă noi avem așteptări ca lucrurile să se întâmple doar așa, în acel moment rămânem fixați în doar așa. Și ne asigurăm cumva dezamăgirea. Ne asigurăm suferința. Că da. Dezamăgirea de fapt înseamnă suferință. Da. Eu sufăr că lucrurile nu se întâmplă așa. În momentul în care iau în calcul că s-ar putea să se întâmple așa sau să fie așa, sau e posibil să, sau e posibil să nu, în acel moment îmi dau mai multe linii de posibilitate și accept un viitor care nu este fix prestabilit așa cum îl proiectez eu, așa cum am făcut eu scenariul. Asta e la profilaxie, la prevenție. Ce facem când totuși dezamăgirea a apărut în viața noastră, ne confruntăm cu ea, este puternică, e mare, suferim și eventual știm că suferim din cauza condițiilor pe care și cauzelor pe care noi înșine le-am generat. Ce ar fi de făcut când ne trezim dezamăgiți? Puțin mai devreme ți-am spus că există, eu vedeam atunci două posibilități, acum sunt chiar trei. Există trei variante, după părerea mea. 1. Suntem dezamăgiți și rămânem dezamăgiți în continuare. Nu suntem dispuși să schimbăm atitudine, scenariu și stăm acolo în dezamăgire, rămânem dezamăgiți și eu vom fi dezamăgiți. Această dezamăgire, la un moment dat, după părerea mea, se va și somatiza la nivel de, nu știu, gât, cap, stomac, umeri. Se va vedea cumva și în corpul fizic, e posibil să ne îmbolnăvim și la un moment dat chiar să plecăm din acest plan fizic de dezamăgirea care există.
Deci aceasta este o posibilitate. A doua posibilitate este să fim conștienți că suntem dezamăgiți. Adică să ne asumăm. Eu am vrut ca lucrurile să se întâmple așa, lucrurile nu s-au întâmplat și eu din acest motiv sufăr. Este un pas înainte, după părerea mea, în această dezamăgire. Deci faptul că înțeleg, îmi asum că lucrurile nu s-au întâmplat cum vreau eu. Și după aceea vine pasul 3, adică a treia posibilitate, în care înțeleg că lucrurile nu s-au întâmplat cum am vrut eu și am de ales. Rămân conștientă de dezamăgire acolo și mă bucur de dezamăgirea mea, mă simt bine cu ea, o îmbrățișez, sau fac ceva să schimb starea, să ies din acea stare, să văd ce aș putea să fac, ce aș putea să îmbunătățesc în acel moment în viața mea cu ceea ce am la îndemână. Pentru că viața în acel moment nu îmi dă mai multe posibilități. Posibilitățile sunt limitate. Asta, asta, asta. Ce fac cu ele? Eu mă gândesc că și dezamăgirea poate să devină ceva care încep să am la îndemână și care îmi spune ce urmează, ce am de făcut. Cumva din dezamăgire învăț, poate și legat de proiectele viitoare, dar și de ce am de făcut înainte, pentru că îmi spune ceva. Ea face parte din realitatea care nu mai poate fi ignorată, care începe să fie simțită cu corpul, cu sufletul. Mintea nu mai funcționează așa cum așteptam de la ea și atunci dezamăgirea este invitație foarte clară pe care dacă o refuz, atunci o să stau în această supă. Exact. Nu știu ce gust are ea pentru în fiecare. În această stare de disconfort, pentru că dezamăgirea creează o stare de disconfort. Sau poate să fac din ea un ghid. Exact. Și să înțeleg mesajul. Și poate, deci chiar mă gândeam acum disconfort, poate să fie furie, poate să fie tristețe, poate să fie mânie, poate să fie disperare. Deci această dezamăgire poate să ia diverse forme și diverse trepte de manifestare care într-un final duc la suferință și mai mare. Da. Ne adâncim suferință și care suferința emoțională, mentală, la un moment dat va ajunge și în plan fizic. Corect, asta este interesant sau dacă vrei provocarea dezamăgirii, faptul că ea generează toate aceste sentimente pe care le enumera, poate și altele, și când deja sufletește, te afli în această conexiune nefastă, nici intelectul, nici creativitatea nu mai merge astfel încât să folosești ceea ce a apărut altfel decât te așteptai, pentru a lua decizii mai bune, pentru a ajusta o strategie. Și atunci eu zic că e importantă și prevenția, adică a lua în calcul mai multe variante, ce ne facem în cazul în care nu merge, un fel de managementul situațiilor neprevăzute și când totuși a apărut, merită să avem, dacă vrei, proceduri interioare, demersuri interioare învățate sau uneori suficient să avem doar capacitatea de a cere ajutor, astfel încât, dacă totuși a apărut, să o putem folosi în beneficiu nostru, dar atunci avem nevoie de ajutor, de cineva ca tine sau cineva ca mine. Și este minunat dacă printre cei care ne ascultă pot să ceară ajutor atunci când simt că au nevoie. Și legat de dezamăgire, noi sperăm ca în curând să nu vă dezamăgim cu ceea ce vă pregătim, cu surpriza pe care o pregătim aici pe grup. Curând o vom anunța, deocamdată încă este la nivelul de surpriză, oarecum și pentru noi, pentru că acum o pregătim, dar vă asigurăm că pregătim ceva interesant pentru viitor. Să aveți o zi minunată! Vă salutăm! La revedere! La revedere.